De 10 ani, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad sărbătorește Ziua Culturii Naționale. Rectorul fondator, regretatul profesor Aurel Ardelean, a propus să se extindă intervalul de manifestări culturale de excepție de la Ziua Culturii Naționale la Luna Culturii la UVVC, adică de la ziua lui Eminescu, 15 ianuarie, și până pe 10 februarie, ziua în care Vasile Goldiș a trecut spre cele sfinte. Și anul acesta, în condiții deosebit de vitrege, Universitatea organizează evocări ale marilor personalități, aducând în atenția arădenilor centrele și așezămintele culturale ale universității, care sunt implicate în promovarea culturii locale și naționale. În urmă cu 5 ani, în 2016, la inițiativa regretatului profesor universitar dr. Aurel Ardelean, rectorul fondator al universității, la Universitatea de Vest Vasile Goldiș se instituia Luna Culturii la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. În intervalul cuprins între 15 ianuarie, ziua în care s-a născut Mihai Eminescu, și 10 februarie, ziua în care a trecut spre cele sfinte Vasile Goldiș. De atunci și până astăzi, iată, au trecut 5 ani. 5 ani în care îi comemorăm, ne aducem aminte de cei care au contribuit în mod decisiv la propagarea ideilor culturale în spațiul național românesc, dar nu numai. Pentru că e vorba de Luna Culturii și nu este vorba doar de Luna Culturii Naționale. Cât de atașați mai sunt tinerii de valorile culturii naționale într-o eră a internetului, în care este atât de ușor să pierzi legătura cu adevărata cultură. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad vrea ca valorile naționale să nu fie uitate, mai ales că la Arad avem mărturii inestimabile ale acelor vremuri. Mihai Eminescu a fost un poet universal. Nu degeaba, 15 ianuarie, a fost aleasă de către Academia Română și proclamată prin lege Ziua Culturii Naționale. Eminescu a fost cel care a contribuit în mod decisiv la realizarea unui proiect de secole, de fapt, al tuturor românilor, legat de modul de exprimare al românilor. Mihai Eminescu a fost cel care, practic, a creat limba română modernă. Excelent analist al stărilor sufletești, Ioan Slavici este primul mare prozator provenit din Transilvania, a cărui influență a traversat spațiul ardelenesc, ajungând în întreaga țară. Ioan Slavici a început să scrie la îndemnul lui Mihai Eminescu, care l-a recomandat revistei Convorbiri Literare. Aici prozatorul a publicat scrierile sale de început, care au fost în majoritate povești: Zâna Zorilor, Florița din Codru, Doi feți cu stea în frunte. Ioan Slavici a păstrat în general compoziția povestii populare, tehnica acumulării de fapte, reconstituind în amănunt episoadele și mai ales tipologia tradițională. Iată că la câteva zile distanță de 15 ianuarie, astăzi, 18 ianuarie, ne aducem aminte de unul dintre cei mai importanți scriitori români care fac parte din panteonul literaturii universale, arădean prin naștere și prin formare, Ioan Slavici. Ioan Slavici, care s-a născut la 18 ianuarie 1848. Ne aflăm în Palatul Românul, casa în care a locuit Vasile Goldiș, casa în care funcționează la ora actuală Muzeul Memorial Universitar Vasile Goldiș, la parterul clădirii, dar la etajul întâi al acestui monument arhitectural, care este Palatul Românul, numele venindu-i de la ziarul Românul, care s-a tipărit aici, în această clădire, în tipografia Concordia, sub redacția lui Vasile Goldiș, ziar care a contribuit în mod decisiv la realizarea Marii Uniri. Iată, ne aflăm în Palatul Românul, la etajul întâi, unde funcționează Centrul de Studii Literare Ioan Slavici. Ioan Slavici și Mihai Eminescu, două nume care, iată, fac parte din panteonul culturii universale, și totul
se petrece aici, la Arad, în Palatul Românul. Ioan Slavici s-a născut în comuna Șiria, județul Arad, la 18 ianuarie 1848. A învățat la școala de pe lângă biserica din sat și a urmat cursurile liceului maghiar din Arad. S-a transferat la liceul Piarist din Timișoara, absolvind clasele a 6-a și a 7-a. Examenele pentru următoarea clasă le-a susținut în particular la Arad, părinții săi nemai având cu ce să-i asigure continuarea studiilor. După mari greutăți, în august 1868, a susținut examenul de bacalaureat la Satu Mare. S-a înscris la Facultatea de Drept și Științe de Stat a Universității din Budapesta în octombrie 1868, dar pentru că s-a îmbolnăvit și-a întrerupt studiile. Un an mai târziu le-a reluat la Facultatea de Drept din Viena, efectuând în același timp și stagiul militar. Aici l-a cunoscut pe Mihai Eminescu, între cei doi formându-se o puternică legătură de prietenie. Ioan Slavici a fost un scriitor cum rare ori putem întâlni. Avea un realism al Condeiului extraordinar. De altfel, în 2007, tot la inițiativa profesorului Ardelean, împreună cu academicianul Eugen Simion, care în vremea respectivă era președintele Academiei Române, au pus la cale acest centru de studii literare. Academia Română avea un proiect care se intitula Ioan Slavici, opere complete. Iar pentru că universitatea noastră, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, este o universitate comunitară, răspunde nevoilor comunității arădene, universitatea, spuneam, s-a implicat în acest proiect și a fost dus la bun sfârșit. Cale de mai mulți ani, sub egida Academiei, dar cu sprijinul financiar, logistic, al Universității de Vest Vasile Goldiș, a apărut această colecție. Ioan Slavici, opere. Opere complete. Dacă deschidem paginile acestor volume, vom vedea că toate drepturile de editare a acestor volume aparțin deopotrivă Academiei Române, dar și Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Numele lui Ioan Slavici este cunoscut foarte bine în România. Poate mai puțin bine cunoscut în străinătate. Și poate că autoritățile române, responsabilii culturali din România, ar trebui să facă mult mai mult pentru cultura românească, ca aceasta să fie cunoscută în străinătate. În urmă cu câțiva ani, participam împreună cu câțiva studenți la o manifestare universitară în Spania, într-o localitate numită Huelva. Avea loc un congres internațional la care participau studenți și cadre didactice din 12 țări, de la 12 universități. 10 dintre aceste universități făceau parte din așa numitul grup de la Coimbra, cel mai important grup universitar din lume, care cuprinde cele mai vechi universități și cele mai de prestigiu universități din lume. Universitatea noastră, împreună cu Universitatea din Szeged, am fost invitați să participăm la o tematică interesantă, apa și dezvoltarea. Delegația universității noastre a prezentat un material legat de ce se întâmplă în județul Arad. Canalul Morilor, un film documentar realizat de colegul Virgiliu Jireghe și un istoric al canalului Morilor. Și în momentul în care am făcut această prezentare, am utilizat și fragmente din Moara cu noroc, al lui Ioan Slavici. Un roman foarte bine cunoscut la noi, dar foarte puțin cunoscut în afara țării noastre. Auditoriu a rămas impresionat de modul în care Ioan Slavici a reușit să prezinte simbolul morii, locul în care veneau oamenii din diverse părți, din diverse zone, mai apropiate sau mai îndepărtate din județul Arad sau din alte județe chiar, cu grânele la moară,
Moara era un loc de întâlnire, un loc care a devenit și han, unde puteai să dormi, să te odihnești, unde puteai să iei o masă, dar unde se schimbau și idei. Și unul dintre profesorii aflați acolo, la Huelva, un profesor italian, m-a întrebat: domnule profesor, aș vrea să citesc și eu acest volum. Mi-l trimiteți și mie? Bineînțeles, am răspuns. Când voi ajunge acasă, voi găsi un volum în limba engleză sau poate în italiană și o să vi-l trimit. Am constatat atunci că Moara cu noroc al Ioan Slavici nu e tradus nici în italiană, nici în engleză, nu e tradus în nicio altă limbă. Ar trebui făcut mult mai mult pentru promovarea culturii naționale, iată, promovarea unui scriitor cum este Ioan Slavici. Universitatea de Vest Vasile Goldi și-a înființat acest centru. A inițiat o colecție de publicații numită Slaviciana. Acest centru, Centrul de Studii Literare Ioan Slavici, face parte din ceea ce se numește Complexul Universitar de Studii Multiculturale și Patrimoniale, pe care am plăcerea să-l coordonez, dar directorul executiv al acestui centru este doctorul Sinaci, care și-a propus și în mare parte a reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect Slaviciana, proiect care cu siguranță că va continua, proiect care și-a propus să pună în valoare nu numai publicațiile, articolele, volumele scrise de Ioan Slavici, dar referirile se fac la întreaga literatură arădeană și nu numai. În acest centru se află și un bust al lui Ioan Slavici, realizat de regretatul maestru Ioan Tolan, care străjuiește, ca să spunem, una dintre sările acestui centru, care este realizat sub forma unei săli de lectură și sub forma unei biblioteci, cu două săli în care se află cu precădere volume din literatura română. Ioan Slavici a fost un scriitor iubit de popor și recompensat pentru opera sa. Lui Slavici a fost conferită medalia Bene Meriti. În 1903 a primit premiul Ion Heliade Rătulescu al Academiei Române pentru romanul din bătrâni. Astăzi, 18 ianuarie, ne aducem aminte de Ioan Slavici. Ne aducem aminte de prietenia dintre Slavici și Eminescu. Ne aducem aminte de legăturile pe care Eminescu, Slavici, le-a avut cu Vasile Goldiș. Pentru că nu întâmplător, Centrul de Studii Literare Ioan Slavici se află în, spațiile Universității de Vest Vasile Goldiș. Ne aflăm în luna culturii la Universitatea de Vest Vasile Goldiș și după ce l-am evocat zilele trecute pe Mihai Eminescu, iată, ne referim acum la Ioan Slavici, iar ceva mai încolo, pe 10 ianuarie, ne vom aduce aminte de Vasile Goldiș, 10 ianuarie, fiind ziua în care a trecut spre cele sfinte, cel care, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, citea proclamația Marii Uniri. Sunt numai câteva dintre distincțiile pe care Ioan Slavici le-a primit în cursul vieții. Marele scriitor a murit la 17 august 1925 la Crucea de Jos, orașul Pancea, județul Suceava. A fost înmormântat potrivit dorinței sale testamentare la Schitul Brazi, reînhumat ulterior în cimitirul din orașul Panciu. Muzeul memorial Ioan Slavici și Emil Munția din comuna Șiria, județul Arad, este dedicat scriitorului Ioan Slavici, precum și compozitorului Emil Munția, care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în această comună. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad îi invită pe toți arădenii să ia parte online datorită pandemiei la șirul de manifestări din Luna Culturii la UVVC. La inițiativa rectorului fondator, regretatul profesor Aurel Artelian, s-au instituit prin hotărârea Senatului UVVC premiile literare Mihai Eminescu și Ioan Slavici pentru a se susține excelența în cultură. Premiile sunt cu atât mai valoroase cu cât personalitățile care le-au acceptat reprezintă sau au reprezentat vârful
recunoscute, nu numai în plan național, dar și în plan internațional. Este o perioadă în care Universitatea, prin centrele de cultură dedicate și cunoscute, respectiv Centrul de Studii Literare Ioan Slavici, Muzeul Memorial Vasile Goldiș, Centrul de Studii Arghesiene, Centrul de Studii Iudaice Academician Nicolae Cajal, Biblioteca Aurel Ardelean, încearcă să aducă în atenția tinerilor, în primul rând, în atenția publicului, diverse aspecte legate de aceste personalități ale culturii naționale. Mihai Eminescu, 15 ianuarie, nașterea lui Ioan Slavici, 18 ianuarie, comemorarea lui Vasile Goldiș în 10 februarie, precum și a celorlalte personalități pe care le sărbătorim. Este o tradiție a universității noastre încă din anul 2011, lansată de rectorul nostru fondator și care, cu larga susținere a Centrului Cultural Municipal, a Centrelor de Cultură, a Bibliotecii Județene Arădene, a reușit să dea în fiecare an o notă binevenită de sărbătoare a culturii noastre naționale. Vă așteptăm în această lună la Universitatea de Vest Vasile Goldiș pentru a sărbători aceste personalități și prin premiile acordate, care de asemenea au fost și rămân o tradiție a universității noastre, chiar în aceste condiții vitrege. Vă mulțumim!